Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria cu Metin 2 Raw Server Poly. O să încep prin a spune că acesta cred că este cam ultimul episod cu numele de Poly, pentru că, după cum știți, de pe data de 10 decembrie, acest server va fuziona cu serverul Ruby, așadar vom mai avea puțin timp la dispoziție ca să jucăm aici sub numele de Poly. Și iată-ne la final de săptămână și ai din nou un clip în care vreau să vă arăt și să vă povestesc ce am făcut săptămâna aceasta. E bine, dragi prieteni, în această săptămână nu am făcut prea multe, decât în mare parte cam ceea ce fac și acum. Am bătut map 2 în mare parte, atât la metine pentru a putea obține mai multe cărți. În continuare citesc acest caracter, am ajuns la M3, undeva la M2 binecuvântare și M2 forța dragonului pe șamancă. Săptămâna asta a fost și ultima săptămână de evenimente, pentru că deja s-a terminat luna noiembrie, astăzi când filmez acest clip fiind 1 decembrie, și cu ocazia aceasta vreau să vă spun tuturor la mulți ani de Ziua Națională a României, la mulți ani tuturor românilor. Și nu în ultimul rând, v-aș ruga să lăsați și un like acestui clip. Like-urile voastre sunt foarte importante pentru mine, eu mă ghidez foarte mult după aceste like-uri și subscribe-uri pe care vin din partea voastră. Asta îmi demonstrează că vouă vă place acest conținut cu Metin și în felul acesta pot să mai fac și alte episoade pe viitor. Așadar, am făcut o statistică acolo despre cum vizionați voi aceste clipuri ale mele. În mare parte le vizionați, dar nu sunteți nici abonați și nu dați nici like. V-aș fi recunoscător dacă ați face acest lucru. În episodul de astăzi vreau să vă anunț că o să facem și noi și niște giveaway-uri, deci în funcție de ceea ce am primit și eu din partea unor jucători de Metin, o să dau și eu mai departe pentru voi și în felul acesta să putem să ne ajutăm reciproc pentru a avea un joc mai frumos. Așadar, la acest episod va trebui să vă lăsați comenturile voastre acolo. Comentul, bineînțeles, cu particip și numele vostru de aici, de pe Poly. Ceea ce trebuie să faceți e simplu: să fiți abonat la canal, să ai contul de YouTube pe public, ca să putem să verificăm și în acest lucru dacă e sau nu ești abonat al nostru. Pentru început nu am ceva foarte wow ieșit din comun să vă dau. Am o armură de Sura de plus 6, dar este full bonus și pietrată plus 3. O să vă arăt mai pe finalul clipului și armura pe care o să punem la giveaway. Și în felul acesta cred că o să facem de fiecare dată când o să avem ceva pentru voi și un item care să vă ajute, cu siguranță va veni și câte un giveaway. În momentul când o să fiu destul de bine și cu banii, pot să facem giveaway-uri în care să vă ajut cu Young sau cu Oni, mai exact. Tot astăzi, pe 1 decembrie, am văzut că deja s-a băgat evenimentul de Crăciun. Puteți să vă luați de la moșul din map 1 sau map 2. Nu știu dacă l-am văzut map 2, dar map 1 l-am văzut lângă depozit. Puteți să vă luați vin fiert, o băutură caldă făcută din vin și mirodenii care îți oferă un 10% viteză de mișcare, 5% atac fizic și magic și 10% experiență. Durata câte 30 de minute și îți dă undeva la 6 poțiuni parcă. Eu am folosit una și mai am 5. Deci teoretic, începând de astăzi, am intrat în partea de evenimente de iarnă. Evenimentele cred că de Crăciun. Totodată eu astăzi va trebui să duc ultimul dinte la biolog. Dacă o să-mi ia dintele, teoretic ar trebui să pot să particip și eu la tombolă. Dacă nu o să-mi ia dintele astăzi, nu știu dacă o să pot să particip la tombolă. Asta rămâne de văzut și o să vă spun pe viitoarele episoade dacă am reușit să fac chestia asta sau nu. Haideți în continuare să vă povestesc un pic și despre acele finisaje din episodul anterior, din video cu mineritul de la level 30, dacă se fac bani sau nu. Pot să vă spun că da, într-adevăr se fac bani cu aceste finisaje. Ideea e că trebuie să ai un pic de răbdare, pentru că în momentul de față piața pe Poly nu e chiar atât de wow. Fie că unii recunosc chestia asta sau nu, ne lovim de aceste lucruri zilnic și poate că nu este chiar atât de wow piața. Dar imaginați-vă că o să fie fuziune. Și după fuziune sunt încă 4 servere care vor fi grupate într-un singur server și în felul acesta putem să avem o piață, cred că și noi, mult mai mare, mult mai deschisă și cred
că acesta va fi unul dintre lucrurile cele mai importante și cele mai bune din fuziunea aceasta. Bineînțeles, dacă știam exact când se va face fuziunea, cu siguranță nu mă apucam aici pe Poli, mă apucam pe serverul Rush, pe serverul temporar și încercam acolo să duc un caracter la campion și apoi să-l mut pe serverele care fuzionau. Mai exact pe serverul Ruby, care va fi oficial. Dar neștiind când se face fuziunea, nu m-am dus pe serverul temporar, după cum am spus și în episodul trecut, din mai multe motive. M-am apucat de o serie pe care vreau să o duc cât mai departe și să joc cât mai mult. În continuare am bătut și cu caractere mai mici, cu caractere de nivelul 15, cu caractere de nivelul 20-25. Am bătut foarte mult la amazoane pentru banderole, căutam banderole roșii. Din păcate nu mi-au căzut deloc, cad foarte greu acele banderole, pentru că am pe farmerul de nivelul 15 mai multe coliere de lemn pe care vreau să le duc până la plus 9. Acele coliere, în schimb, la plus 8 ne cer banderole roșii și nu am așa ceva. Nu m-am aruncat să le cumpăr pentru că la mine ideea e să fac cât mai mulți bani, deci nu aș da bani pe apuri atâta timp cât le-aș putea farma. Dar se pare că a fost destul de greu de farmat, nu le-am prins, nici nu-mi pierd bat capul atât de mult acolo, pentru că încerc foarte mult să mă ocup în timpul care l-am la dispoziție, să bat pentru cioburi, ce am adunat 53 de cioburi până în momentul de față, și în continuare vreau să bat la cioburi pentru a putea să începem și partea de alchimie. Foarte importantă și partea aceasta de alchimie, te poate boosta foarte mult cu oni dacă, de exemplu, prinzi ceva foarte bun. Sau în același timp, dacă nu vrei să vinzi alchimia, poți să o folosești, în cazul meu, poți să o folosesc pentru acest caracter. Am mai multe variante, de asta încerc să bat în fiecare zi măcar lucrul ăsta să-l fac, să citesc caracterele, să duc biologul și să fac cioburile. Aș mai avea opțiune să fac și pe Sura cioburi. Dar cum timpul meu e destul de limitat, de multe ori nu ajung nici pe ăsta să le fac toate cele 5 coruri pe care le putem lua într-o zi. Așa că încerc pe cât posibil să fac misiunile și cioburile zilnic pe War. La Cal deja am ajuns la nivelul 6 și în felul ăsta ne îndreptăm încet încet și aici spre armat. Am de gând să fac și militarul pentru că mi-am adunat destul de multe medalii. Apropo de chestia asta, aseară, fiind sâmbătă seara, a fost evenimentul cu celeuri. Am bătut și eu, am reușit să iau undeva la 96 de cufere, clar de lună. Momentan nu știu ce să fac cu acele cufere, bănuiesc o să le țin până va fuziona serverul. Și după momentul fuziunii să vedem dacă se ridică un pic prețul la ele. Și atunci am să le vând. Vreau să mai vorbim un pic despre fuziune, pentru că cred că în momentul de față fuziunea este cel mai așteptat sau cel mai interesant factor care se întâmplă aici pe acest server, pe Poli. După părerea mea, cred că este binevenită această fuziune din mai multe motive. Nu era chiar atât de popular nici acest server. Repet, piața era un pic în stand-by sau un pic destul de inactivă. Odată ce vor veni mai mulți jucători, cu siguranță și piața va bubui, piața va începe să miște. Aici vorbim despre plusuri din această zonă. În schimb, cu toată partea asta de fuziune, am impresia că va fi și o parte mai puțin plăcută, partea de loc liber pentru a bate, loc liber pentru a farma. Pentru că am înțeles că nu mai vine cu servere suplimentare după fuziune, deci vor rămâne tot 6 servere. Cred că destul de puține pentru numărul de player pe care o să fie, dar sperăm că vom putea să facem față. Eu oricum nu o să mă bat pentru mapele mari, în continuare voi rămâne pe acest level. Probabil să folosesc Sura pentru level mai mărișor un pic, dar totuși sub level 50. Pentru că în momentul de față nu am un caracter care să-l echipez foarte bine și să pot merge să bat, nu știu, în altă direcție. Momentan mă descurc cu ce am aici, mă pot numi categoric un farmer pentru că doar farmez și încerc să fac cât mai mulți bani. Dacă vă uitați aici la bani, poate vă ziceți, bă, da, n-am făcut niciun ban. Banii, să știți că-s pe shop pe care îi fac, încă nu i-am luat aici pe caracter pentru că nu am nicio țintă să cumpăr ceva. În momentul când voi găsi ceva să cumpăr și vreau să-mi fac o investiție, cu siguranță o să vă spun câți bani am băgat și ce am cumpărat.
Pentru moment mă axez foarte mult pe citit și pe biolog, pe misiunile la cal. O să încep să fac și din celelalte misiuni, din misiunile zilnice sau din misiunile de vânătoare, pentru că mai sunt chestii importante și acolo pe care vreau să le fac și totodată când este timp vreau să mă ocup și de acele misiuni. De-abia aștept să vedem de astăzi dacă se postează și calendarul pentru luna decembrie, să vedem cum stăm cu evenimentele, ce fel de evenimente avem și să facem așa un, nu știu, un review la final de lună, să vedem cam cât a fost de productivă pentru noi această lună, decembrie. Ca și o mică informație pentru cei care sunteți level mic și doriți să participați la evenimente cum este evenimentul cu CL-uri, v-aș sugera să bateți dacă sunteți level 30 la mai mulți în temniță. Eu acolo am bătut și acolo mi-a căzut destul de bine cu fere. Ce e drept, am avut și mănușă de la Metine, nu mănușă site. Și acolo am bătut destul de bine și toate cuferele de acolo le-am luat. În schimb am încercat să bat și la esoterici în Valea Sanghion și nu mi-a dropat acolo niciun cufăr. Am luat destul de multe îndrumătoare de esoterică, dar nici măcar un cufăr clar de lună nu mi-am luat acolo. Va trebui să bateți mobi de nivelul 3 sau 4, iar în temnița mai mulțelor o să găsiți pe la jumatea temniței pe undeva. Acești monștri de categoria 3 dropează teoretic mai repede, mai multe cufere. Am reușit să bat și la evenimentul cu inele de teleport și mi-am luat undeva la vreo 5 inele de teleportare. Mă ajută foarte mult aceste inele pentru că nu mai e nevoie să merg foarte mult pe jos când mă deplasez dintr-o hartă în cealaltă și mai ales când va trebui să merg mai mult cum ar fi dintr-un regat în celălalt. Îți prinde foarte bine câte un inel teleport, te duci direct într-o hartă comună, iar de acolo ți-e mai simplu să ajungi la teleport. O să vă las un pic mai târziu și secțiunea de pe caracterul de level 15 de map 1, pentru că și acolo am avut un pic de activitate cu el. Și o să vă spun ce am făcut în săptămâna care a trecut. Pe caracterul de level 15 am participat la evenimentul cu adaugă. Am reușit să bat un pic mai mult la eveniment și în felul ăsta am obținut 9 adaugă. Motiv pentru care m-am hotărât să îmbonusez brățara de argint. Dacă tot am reușit să o facem plus 9 pe această brățară, cred că ar fi interesant să o și bonusăm. Acum, teoretic, aș putea, dacă mi-ar intra fiecare bonus, am avea posibilitatea să ne mai bonusăm și papucii, care la fel aș vrea să se bonusez, pentru că acești papuci mă vor ajuta și în CD3. Dar până atunci am zis că vreau să bonusez această brățară. Așa că am să bag bonusurile, a intrat primul bonus, a intrat și al doilea, al treilea a ieșuat, al patrulea a ieșuat, al cincilea a ieșuat, al șaselea a ieșuat, al șaptelea a ieșuat, al optulea a ieșuat și al nouălea a ieșuat. Deci am avut una dintre, să zic așa, puținele șanse de a intra vreun bonus. Mă așteptam ca această brăsară să o pot bonusa full, dar se pare că încă nu am reușit să o bonusăm. Asta până data viitoare, când vom prinde un următor eveniment cu adaugă, iar atunci o să încerc să o fac full bonus și apoi să schimbăm pe ea să vedem ce prindem. Pe Sura nu am reușit să depreciez nici tăișul și nici teama. Sunt la 17 puncte, am băgat destul de multe cartea uitării, dar nu mi-a depreciat nici de cum. Am primit foarte multe cărți de la prieteni pentru a deprecia. Am și cumpărat undeva la în jur de 40 de milioane banderole și nu am reușit nici de cum să fac emu. Mă ține foarte blocat acest caracter pentru că am o grămadă de cărți pregătite pe un caracter pentru acest Sura ca să-i citesc și lui skillurile. Drept urmare nu pot să fac cu el decât un singur lucru, să-l duc la minerit și în timpul când nu am ce să fac pe war, îl folosesc pentru minerit. În ultima vreme l-am folosit aici pe map 2 pentru că țintesc să iau uneva argint, aur alb și ebonită. Culmea exact, minereurile de care ziceam că nu vor trece și să vor vinde mai greu, la mine s-au vândut cel mai bine. Cel mai greu am reușit să vând lacrima cerului, așa că mă voi axa foarte mult pe și pe astea la alte minereuri. În continuare o să fac bani din treaba asta și probabil și ceva fragmente, dar m-ar prinde bine dacă aș putea să reușesc să fac emurile ca să-l pot și citi. În felul ăsta cred că l-aș băga după aia pe Sura să fac și pe el coruri. În felul ăsta m-ar ajuta mai mult pentru celălalt caracter. Am făcut și un Ninja Arc de nivelul 24 momentan, care las de obicei aici să bată pe auto
la Amazone, tot așa pentru a mai dropa niște banderole. Totodată aici am văzut că în map 2 foarte puține șanse, de fapt în cazul meu deloc șanse pentru banderole roșii. Cred că o să o duc, nici joaca asta, o să o duc în map 1 și o să bat acolo la Amazone. Probabil că este drop mai mare acolo pentru banderole roșii. Aici nu am reușit să iau nicio banderolă. Am să o duc acolo și o să o las vreo 3 ore la bătut, o să pun și o mănușă pe ea. Și în felul ăsta poate că reușesc să dropez și eu ceva banderole pentru a-mi putea continua upgrade-ul pe colierele de lemn. Această armură de nivelul 9 plus 7 este armura pe care vreau să vă dau la giveaway. Armura e destul de bună, e full bonus, puteți să mai schimbați și voi acolo eventual în ea, să mai dați un schimbă sau să dați un 2 plusuri până la 9. Nu vă trebuie multe chestii pentru upgrade, vă trebuie la plus 8 bijuterie, obiect de bijuterie care dropează la Amazone, și la plus 9 vă trebuiește uniformă neagră fără plus, două bucăți. Deci acesta va fi itemul pe care vreau să vi-l dau la giveaway. Cei care vreți să participați, e simplu, trebuie să fiți abonat canalului de YouTube și să lăsați în acest clip la secțiunea comentarii numele vostru de pe Poli cu mesajul particip. Iar eu o să extrag un câștigător și o să vă ofer această armură. Pe viitor vreau să facem pe fiecare episod câte un giveaway cu ceea ce pot să vă ofer. În încheiere vreau să vă spun că săptămâna asta nu prea am avut atât de multe evenimente importante aici pe Metin, ca să vă și fac un clip foarte, foarte complex pe partea asta, dar vreau să mă țin de promisiunea de a vă posta în fiecare final de săptămână câte un episod în care să vă spun din puținele sau multele evoluții pe care le fac pe acest server. De fiecare dată când întâlnesc brutalii, o să le mai dau câte o bătaie, încă mai sper la un item din ăla cu o pagubă medie destul de bună încât să ne scoată așa un pic în evidență, dar se pare că de fiecare dată când îi dau bătaie, nici măcar un item nu ne cade de la el. În continuare o să rămân aici să-mi fac joburile și pentru astăzi. Cam acesta ne-a fost și clipul nostru, nu uitați să vă înscrieți acolo la giveaway cei care doriți să participați. Și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lăsat și voi câte un like la fiecare episod și astfel mi-ați dat și voi curajul să merg mai departe cu această serie de Metin. Eu personal nu aș vrea să renunț la ideea de a face conținut în continuare cu Metin, deși nu sunt un creator de conținut care fac doar un singur joc, fac mai multe jocuri aici în secțiuni live și în secțiuni video, dar aș vrea ca și această serie cu Metin să o duc cât mai departe. Eu vă salut, am fost Cristi Gamerzone. Până data viitoare, vă doresc mult succes și vă mulțumesc pentru vizionare. Numai bine!